Ambulanța Satu Mare a fost solicitată miercuri 17 februarie prin 112 la centrul de bătrâni de pe strada Gorunului pentru un pacient în vârstă de 77 de ani care s-a înnecat cu mâncare. La fața locului s-a deplasat în cel mai scurt timp un echipaj de tip B2 care a constatat că pacientul este în stop cardiorespirator. S-au început manevrele de resuscitare cardiopulmonare și s-a solicitat în ajutor echipajul cu medic C2 al ambulanței. În urma tratamentului administrat și a manevrelor de susținere a funcțiilor vitale, pacientul a fost resuscitat cu succes, după care a fost transportat la UPU Satu Mare, unde a primit îngrijirile post-resuscitare.